Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția prezentă ne-am propus să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat de fapt astăzi la Curtea Constituțională, mă refer la validarea rezultatelor alegerilor prezidențiale. Acest aspect vom încerca să-l discutăm împreună cu Dumitru Roibu, președintele Mișcării de Tineret, urmașii lui Ștefan, activist civic. Bună seara, domnule Roibu, bine ați venit în cadrul studioului Reflector Analitic. Bună seara și bine v-am găsit. Domnule Roibu, pentru început, haideți să clarificăm. Foarte mulți dintre telespectatori se întreabă de ce durează atât de mult investirea noului președinte? De ce avem această tergiversare? În viziunea mea, și haideți să nu descoperim nimic nou, acest scrutin electoral, alegerile prezidențiale, a fost un proces foarte complex. Și noi vorbim atât procesul preelectoral, procesul electoral și postelectoral. Noi am avut una din cele mai grele bătălii politice, asta reieșind din ceea ce am reușit noi să observăm, cel puțin eu, ca cetățean al Republicii Moldova, și să văd comportamentul a tuturor candidaților în primul tur, apoi a celor doi contracandidați pentru al doilea tur. Iată, într acest proces larg politic au apărut o serie de conflicte destul de serioase, în primul rând între forțe politice, într-al doilea rând între cetățenii simpli, pentru că societatea noastră este destul de divizată, iar politicienii responsabili care se preocupe în mod serios de lichidarea acestor conflicte și de consolidarea societății în jurul la o idee comună, o idee bună, nu sunt chiar atât de mulți. Iată, după ce au trecut și primul tur, am fost într-o perioadă destul de agresivă electorală între primul și a doilea tur. A trecut a doilea tur, a fost clar evident din start, din primul tur, cine va câștiga, pentru că nu trebuie să fii mare matematician ca să faci simple, calcule, da? Și iată că noi ne-am trezit cu rezultatele din al doilea tur și cu practic o jumătate din societate nemulțumită de rezultatele acestui scrutin. Este dreptul lor de a fi în dezacord cu acest rezultat, este poziția fiecăruia, însă... Dar această nemulțumire până la urmă era alimentată și de fostul contracandidat, mă refer la doamna Maiu. Bineînțeles, dar noi înțelegem destul de bine că toate opțiunile și dorințele electoratului de dreapta au fost concentrate în jurul acestei persoane, oamenii au crezut în acest personaj politic și mai departe toate acțiunile și declarațiile ei, într-un fel sau altul, canalizau emoțiile sau așteptările alegătorilor. Păi iată, am să continui ideea mea că oamenii au fost atât de mult angajați și antrenați în această campanie, au fost implicați cu trup și suflet la propriu și la figurat, că nu au putut pur și simplu să accepte acest rezultat. De ce au urmat ceea ce noi am văzut? Au fost simulate niște proteste în centrul capitalei, au fost proteste la curtea, la Comisia Electorală Centrală. Astăzi am văzut de asemenea un protest, nu știu dacă s-ar putea denumit protest, o mică întâlnire a câtorva persoane în fața Curții Constituționale. Și în viziunea mea asta nu reprezintă nimic altceva decât o încercare, pe de o parte, de a continua, deci de a da un mesaj societății că iată, noi am fost mințiți, dar mai sunt oameni care încă luptă pentru asta, deci deja nu se mai duceau proteste stradale, dar se duceau subiecte în instanțele de drept comun, în instanța de judecată. Mă refer la dosarele din partea celor 140 cetățeni din diaspora. Iată, asta și reprezenta această tergiversare a procesului de numire în președintelui, era în viziunea mea un proces artificial care nu ar fi trebuit să aibă. Am mai avut investirea procurorului general, am mai vorbit despre pachetele de legi adoptate în galop, ceea ce viza pensiile și așa mai departe. A fost necesar ca să includă pe ordinea de zi și să fie promovate anumite acte care erau siguri că noul președinte nu le va promulga? Este evident și absolut clar că guvernarea actuală este impusă și este rezultatul inacțiunilor și acțiunilor sale conștiente din ultimii ani să ia niște măsuri destul de antipopulare. Măsuri care nu se bucură din încredere și nu sunt așteptate de societate, însă pentru ca să-și poată menține puterea și să poată guverna mai departe această țară, ei sunt nevoiți să le facă. Ele vin în detrimentul nostru. De ce? Este absolut clar că un președinte ales de popor nu va putea să promulge asemenea legi. Asta va lovi dur și în imaginea lui, și în reputația lor, dar și îl va afecta pe viitor ca om politic și ca om de stat. De ce? Este absolut clar că la final de mandat Timofte era personajul potrivit care să îndeplinească ultimele indicații, da? Și ca la urmă să primească ceea ce s-a numit în popor cadou. Vorbim de oficiu, asistent și pază
Asistent care se va ocupa de e-mail-urile domniei sale, da? Este incert cu ce el se va ocupa. Eu nu știu dacă domnul Timofteu avea atât de mult corespondență. Dar ne întoarcem la ceea ce am spus. Ei erau nevoiți să facă acest lucru. Sunt sigur, absolut sigur, că anume pentru asta și-a fost nevoie de a tergiversa la maxim acest proces, ca președintele nou să nu fie investit la timp și ca să fie timp pentru, unu, a vota în Parlament aceste legi și, doi, pentru a fi contrasemnate, promulgate de către președintele Republicii Moldova, care era Nicolae Timofte. Iată că odată ce s-au finalizat toate aceste chestiuni, da, vorbim și de reforma sistemului de pensionare, ceea ce este absolut criticat în societate, oamenii nu doresc acest lucru, oamenii nu doresc soluții. Se află sub limita sărăciei. Bineînțeles, nu doresc soluții simple de la o guvernare care pretinde fie atât de tehnocrată, da, și alte chestiuni, e clar că ei s-au folosit de acest moment și au lungit la maxim acest proces pentru a putea să le implementeze. Care trebuie să fie noile politici pe care urmează să le implementeze președintele Dodon? Dar eu nu cred că președintele, ca să promoveze niște politici, este nevoie ca să inventeze ceva nou sau să aibă un know-how sau să angajeze 100 de experți. Este absolut clar și noi am urmărit și în perioada preelectorală și electorală, dar și din perioada anterioară alegerilor, cine este candidatul Dodon, ce program, ce viziuni dumnealui are și așa mai departe. Eu cred că programul care el a propus este destul de realist ca să rezolve mai multe probleme din societate. Iar eu, în primul rând, m-aș referi la problema de ordin economic și social, care în mod evident, și noi cunoaștem poziția președintelui nou ales, referitor la restabilirea relațiilor economice, în primul rând, ceea ce reprezintă un interes național, dacă doriți, un interes strategic pentru Republica Moldova, de a restabili relațiile comerciale cu Federația Rusă, acolo unde producătorii noștri, agricoli mari, vor putea să-și exporte producția, menținând astfel un număr mare de angajați în câmpul muncii, plătindu-se impozite și așa mai departe, crescând volumul de export a țării noastre, impozite la stat și respectiv acumulări la bugetul de stat. Iată, eu cred că asta ar fi primul pas cu care ar trebui să înceapă președintele. Mai sunt și alte măsuri de ordin politic și social care sunt așteptate de președinte, dar la ele cred că mai târziu. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim, iată, despre validarea acestor alegeri, până la urmă au fost recunoscute și de observatorii naționali, dar și de cei externi. A fost o serie de mesaje de susținere și de felicitare din partea mai multor lideri mondiali. Vreau să vă întreb, de unde era alimentată această tendință a liderilor PAS de a pune sub semnul întrebării legalitatea alegerilor și de ce? Aș îndrăzni să întreb, până pe ultima sute de metri se mergea ca să se tot pune bețe în roată pentru a nu fi validate aceste alegeri sau acest exercițiu democratic. Haideți să spunem așa, noi am avut în Republica Moldova foarte multe secții de votare, dacă nu mă greșesc, în total au fost peste 10.000 de persoane angajate ca observatori, membri comisiei și așa mai departe. Și unul dintre observatori la aceste alegeri am fost și eu. Eu am văzut delegații din partea Consiliului Europei care au venit la secțiile de votare unde eu eram observator și de la alte structuri care veneau, nu erau încălcări de ordinul care ar schimba rezultatul, ar influența cumva rezultatul alegerilor. Erau anumite momente minuscule care nu contau la urmă urmei atât de mult. Deci eu n-am văzut pe chipul observatorilor expresia feței că în Republica Moldova se petrec alegeri nedemocrate. Și de ce alegerile în 2014 erau democrate, în 15 erau democrate, dar în 16 nu sunt democrate. Pentru că n-au câștigat cine trebuie să câștige, cine vroia să câștige. Încă un alt aspect, nu uitați că nu vorbiți doar despre liderii PAS, dar vorbiți și despre liderul platformei Demnitate și Adevăr, care la fel participă destul de activ în acest proces. Este absolut clar că asta este în viziunea mea. Este o frustrare, pentru că nu poți să naști din aer un rezultat atât de bun, un rezultat atât de performant și liderul platformei Demnitate și Adevăr ar trebui să se gândească la eșecul acestei campanii, în primul rând cu retragerea dumnealui din campanie, pentru că în viziunea mea el ar fi acumulat mai mult rezultat decât liderul PAS. Iată, această mimare a unor alegeri fraudate, noi am văzut-o și în 2009,
Și dacă atunci situația socială era, situația în societate era mult mai încordată, noi știm cu ce s-a terminat asta și încă nu cunoaștem adevărații eroi și făptașa celor întâmplate. Iată că ei încercau într-același stil să mențină conflictul în societate pentru, pe de o parte, pentru a-și îndreptăți eșecul în campania electorală, iar pe de altă parte pentru a face ceea ce se numește în tehnologiile politice de a întări electoratul după sine. Da? Masa nemulțumită de alegători, care erau evident oameni din partide și care susțineau și alte partide decât PAS și Demnitate și Adevăr, ei trebuiau să fie într-un fel menținuți în electoratul de drept acelor, într-o acest bazin a acestor două partide și atât prin această negare a rezultatului alegerilor se încearcă a-i menține pe ei ca alegători fideli acestor partide. Atunci când vorbim, iată, despre ceea ce s-a întâmplat astăzi la Curtea Constituțională, până la urmă și presa a scris că a existat un ping-pong între Sandu și Tănase. Domnul Tănase în replică îi spune, fiecare își stabilește propriile priorități, fie mergi peste hotare, fie pledezi pentru cauza de la CEC. Vreau să ne explicați, în viziunea dumneavoastră și în ochii cetățenilor, această neprezență a Maiei Sandu la ședință și această tergiversare. Este alimentată de un scop bine determinat, de un scop nobil, aș îndrăzni să spun, pentru că până la urmă ar fi fost logic ca aceste cereri să fie depuse poate până mai devreme. Astăzi, în dimineața zilei, am avut ultima cerere pe care Curtea Constituțională a fost obligată să o examineze. Haideți să pornim în primul rând de la natura sesizărilor înaintate da. De către acești candidați atât la Curtea Constituțională cât și la instanțele de drept comun. Deci, sesizările depuse de cei cetățeni din diaspora nu se referă nicicum la rezultatul alegerilor. Ele se referă exclusiv la modul de desfășurare a alegerilor. Codul electoral prevede clar că sesizările cu privire la modul de desfășurare a alegerilor se depun în termen de cu o zi înainte de scrutin. Deci termenul maxim când diaspora putea să adreseze referitor la numărul de secții de votare sau numărul de buletine sau nu știu ce, era maxim pentru primul scrutin 29 octombrie, pentru a doilea tur 12 noiembrie. Niciunul nu s-a ocupat de acest subiect, niciun candidat politic nu s-a ocupat de acest subiect și eu poate că aș fi puțin mai solidar cu diaspora dacă aș fi observat o asemenea atitudine, cel puțin 10 cetățeni din diaspora care ar fi depus sesizări în 2014, când era absolut clar că în toată Federația Rusă erau deschise doar 5 secții de votare, iar oamenii stăteau în aceeași situație ca oamenii din Londra, în afară secții și nu puteau vota. Deci noi și facem diferență între cetățenii noștri, și la Moscova sunt răi, dar cei de la Londra sunt buni, nu știu, ei toți sunt egali și de ce... Dacă ei aveau o atitudine responsabilă și dacă într-adevăr doreau să fie organizat un proces electoral echitabil, da, corect, așa în spiritul tradițiilor democratice europene, atunci ei trebuiau să facă asta cu o zi înainte de scrutin, așa cum prevede legea. Dar ei au făcut asta după ce a trecut scrutinul și este absolut clar că ei au folosit pe de o parte, ei au folosit acest termen pe de o parte poate pentru a analiza situația și cum pot ei proceda mai departe, da, să organizeze proteste sau nu, de exemplu. Dar este clar că atunci când se întrunește în ședință de judecată, se întrunesc părțile, atunci judecătorul examinează doar, nu atât în fond, chestiunea înaintată prin aceste sesizări, dar examinează în primul rând din punct de vedere procedural. Însă, din punct de vedere procedural, era clar și în prima instanță și în a doua instanță. Domnule ele Roibu, nu pot fi discutate în ședință. Domnule Roibu, eu propun ca să încercăm să facem legătura telefonică cu Vladimir Țurcanu, reprezentantul lui Igor Dodon la Comisia Electorală Centrală astăzi și să aflăm și poziția domniei sale raportată la modul în care a decurs această ședință, după aceea revenim în studio la discuție. Rog regia ca să ne facă legătura cu domnul Țurcanu pentru a afla și viziunea domniei sale. Până regia ne anunță despre faptul că s-a reușit să sau nu să facă această legătură telefonică, vreau să revenim. Se pare că domnul Țurcanu deja este pe fir. Alo? Alo? Alo, bună seara!
Da, bună seara. Domnule Țurcanu, sunt Vlad Madan. Suntem în emisie directă, emisiunea Reflector Analitic. În prezenta ediție discutăm despre validarea rezultatelor alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională. Vreau să vă întreb, în ce măsură acest rezultat pe care l-a anunțat Curtea Constituțională era unul evident? Cum s-a decurs astăzi această ședință la Curtea Constituțională? Deci, nu, astăzi, în primul rând, a fost prezentat raportul Comisiei Electorale Centrale. Deci, și din partea Partidului Socialiștilor, echipa noastră care noi am fost, la poruncă, conform procurii liderate de către domnul domn Igor, deci noi am prezentat viziunea noastră referitor la legalitatea, rezultatele alegerilor și ce ține de posibilitatea validării mandatului. Vreau să vă spun că prezentarea noastră era una destul de succintă și concretă, deoarece am avut la mână prima raportul Comisiei Electorale, care au ajuns la aceeași concluzie că rezultatele alegerile au fost legale, rezultatele sunt foarte clare, mai mult de 52% au cumulat domnul Dodon Igor și în aceste condiții clar că validarea mandatului era absolut firească. Domnule Țurcanu, spuneți-mi, vă rog, de ce a fost nevoie de o lună de zile, practic, pentru a valida aceste alegeri? Deci asta eu, taman, am vrut să trec la încă un moment. Vă rog. Care ține de contestări care au fost depuse de către anticoncurent, reprezentanții dumnei. Au fost invocate mai multe pretinse încălcări codul electoral, îngrădirea dreptului a cetățenilor, în primul rând celor care se află peste hotare, a fost invocat o chestiune absolut absurdă, că parcă cetățenii Republicii Moldova din stângul din malul stânga Nistrului, parcă au fost forțat aduși la votare. Deci nicio probă concretă n-a fost prezentată. Mai mult ca atât, noi am avut și am prezentat, am spus că practica deci curții condiționale a Republicii Moldova, deciziile care au fost, de exemplu, au fost hotărârea din anul 2015, conform căruia era foarte clar spus că dreptul la vot nu este unul absolut. În aceste condiții, evident că orice stat are dreptul la o marjă respectivă pentru a deci introduce careva restricții în acest domeniu. Spuneți-ne, vă rog, chiar pe parcursul zilei. Domnule Țurcan, chiar pe parcursul zilei de astăzi, în dimineața zilei, am avut încă o contestație depusă la Curtea Constituțională. Cât de legală a fost? Curtea Constituțională s-a expus, în primul rând, această contestație, evident că a fost una tardivă. Deci, și doi, la mână, ce este foarte interesant, sau confirmă faptul că era pregătită în grabă, însă și reprezentantul doamnei Sandu nici nu a avut procură să se prezinte aceste deci argumente și această contestație în Curtea Constituțională. Totodată, Curtea a admis prezența dumnealui și a permis ca dânsul să-i expună, pentru ca să, eu înțeleg așa, reșind din o bunăvoință și o indulgență, posibilitatea că, într-adevăr, mă rog, tot ce-i doresc să-i expună ce ține de problema alegerii președintelui, cu atât mai mult alegerii care au fost, într-adevăr, unele, au fost deci, desfășurate, deci și-au participat alegătorii, nu pur și simplu, de exemplu, cum a fost anterior, Parlamentul. Domnule deputat, o ultimă întrebare în cadrul acestei legături telefonice. Spuneți-ne, vă rog, din punct de vedere procedural, ce urmează? Domnul Dodon, când urmează să fie investit? Urmează ca în timpul cel mai apropiat, în orice caz, până pe data de 27 decembrie, dar
превентив, если говорить о дате 23 декабря, в Софии инаугурация, депонирование журавлинки, и на часто зи, дон антра педиплин функция де președинтеле цели. Domnule Țurcanu, noi vă mulțumim pentru amabilitatea de a intra în legătură directă. Vă dorim o seară bună în continuare. Domnule Roibu, revenim la discuția noastră și pe marginea celor afirmate de către domnul deputat Țurcanu. Haideți să vedem. Atunci când vorbim despre ședința Curții Constituționale și despre aceste argumente care nu au ținut, pe care le-au invocat, vedem și din spusele domnului Țurcanu, dar și din transmisiunea în direct, avocatul nu avea măcar această procură. Vă duce cu gândul la o lipsă de maturitate politică sau cum ar putea fi explicate aceste acțiuni? Nu, eu cred că nu este atât de mult o lipsă de maturitate politică, cât o încercare de a ieși frumos din joc, pentru că înțelegem până la urmă că ambele tabere în campania electorală au înaintat pretenții unul față de altul. A fost o campanie destul de severă, destul de agresivă și nu poți la urmă pur și simplu cel puțin observ asta din partea candidatului perdant în aceste alegeri, nu poate să iasă pur și simplu cu capul în jos din acest joc. De ce asta a fost o ultimă încercare? De ce îi spuneam anterior? Să dea mesaj societății sau cetățenilor care au votat, ok, eu din răsputeri am încercat să schimb situația, înțeiată guvernarea coruptă sau nu știu cine, nu știu cum, sistemul judecătoresc corupt nu a permis acest lucru, că alegerile au fost fraudate și așa mai departe. Eu am scăpat un moment anterior, referitor la, dumneavoastră m-ați întrebat despre prezența Maiei Sandu. Da. Noi cunoaștem din ceea ce a afirmat astăzi domnul Năstas, că Maia Sandu și partidul său au fost anunțați încă 5 zile în urmă, adică la data de 8 decembrie au fost anunțați cu în termenii stabiliți de legislație, referitor la faptul că la data de azi va avea loc examinarea în ședința Curții Constituționale și se va examina raportul și se va valida mandatul, încât au fost consumate în instanțele de drept comun toate sesizările depuse de către dumnealor la referitor la scrutinul 2 al alegerilor prezidențiale. Iar domniei nu s-a prezentat. Asta este, nu s-a prezentat, cel puțin domniei nici nu este în țară de câteva zile, de mai mult de săptămână, din câte am reușit să văd în presă. Și asta este în viziunea mea un semn destul de interesant, pentru că tu erai omul care câteva săptămâni în urmă încercai să demonstrezi, ești gata la tot pentru această țară. Acum, în momente destul de responsabil, cel puțin pentru cetățenii care au votat-o, și care continuă să fie duși de mesajul agresiv și, da, în societate, nu este deloc serios din partea unui candidat să procedeze în asemenea fel. Domnule Roibu, ceva mai devreme spuneați despre ideea protestelor. De ce nu a ținut ea? Nu au existat argumente suficiente? Nu a existat susținere din partea unioniștilor, din partea tinerii generații? Haideți să ne aducem aminte și de protestele din imediat după alegeri, din data de 14 noiembrie, și protestele la CEC, și protestul sau pseudo-protestul, cum a fost numit astăzi. Acolo noi am văzut copii și tineri care, și cu alte ocazii am mai spus, care nu sunt capabili încă să analizeze într-un mod destul de serios și logic, spune toate argumentele pe față și să iei să le analizeze, ca să ajungă la o concluzie sau nu are nicio experiență atât de multă de viață ca să înțeleagă că unele lucruri sunt trecătoare și nu trebuie să-ți depui tot sufletul în unele chestii precum alegerile, nu trebuie să riști cu relațiile interpersonale pentru un candidat sau altul. Iată, noi am avut parte de această situație, când tinerii acolo erau practic elevi, copii, noi am văzut și în alte evenimente organizate de acești organizatori. De ce protestele nici nu au ținut? Pentru că nu au fost organizate în mod serios. Unu, doi, nu a fost o dorință de a organiza proteste, v-am spus. Era o încercare de a ieși cu pieptul în sus în acest joc din partea și unora și altora, și ați văzut mai târziu și declarații din partea lui Năstas referitor la faptul că cetățenii sunt liberi să protesteze, însă partidul său și nici pasul proteste nu organizează. Și dacă o să ne aducem aminte și declarațiile unor lideri din platforma Demnitate și Adevăr, care spuneau că în campania electorală s-au ciocnit de o problemă destul de serioasă în colaborare cu PAS, da, cu liderii din Raioane,
dacă ei spun că sunt intelectuali și nu este lucrul lor să organizeze, adică nu este de nivelul lor să organizeze întâlniri cu cetățenii, adică asta e ceva mai prejos, atunci gândiți-vă cine trebuie să organizeze aceste proteste, nici nu avea cine. Eu cu regret privesc această situație, pentru că haideți să ne aducem aminte, câteva săptămâni în urmă au avut loc alegerile prezidențiale în Austria, unii, la fel, discrepanța nu a fost atât de mare, însă candidatul care a pierdut a ieșit în conferință deschisă, a strâns mâna contra candidatului său, a făcut apel către cetățeni să fie respectată opțiunea majorității așa cum se face într-o societate democratică și oamenii toți, cel puțin la noi în țară, optează pentru democrație fără a intra în esență ce înseamnă această democrație. Că dacă 50 plus 1 au optat pentru o opțiune, înseamnă că ei trebuie respectați și aceasta va fi opțiunea implementată pentru toți. Ce se întâmplă cu partidele extraparlamentare? De ce au căzut în hibernare? Sunt amorfe. Până în data scrutinului se mergea cel puțin și pe stânga și pe dreapta în ideea susținerii unui candidat unic, se încerca a promova o doctrină. Acum, dacă îmi spuneți care partide extraparlamentare, pentru că mie mi-este greu. Noi în țară avem, dacă nu mă greșesc, peste 40 de partide, dintre care doar 5 sunt în Parlament. Iată, partide extraparlamentare, dacă noi vorbim despre toate 35 de partide, nu, asta o să ne iei foarte mult timp. Noi am văzut declarații la mai mulți lideri ai partidelor extraparlamentare care au ieșit în susținerea deschisă față de un candidat sau altul. Noi am văzut și partide extraparlamentare care au ieșit la alegeri și au luat 2500 de voturi, în timp ce au prezentat la Comisia Electorală Centrală 15.000 de voturi sau poate chiar mai mult și care pretind a fi o forță vizibilă și serioasă în societatea noastră. Eu nu cred că noi ar trebui tare mult să ne concentrăm pe acest subiect, pentru că, până la urmă, ele au un rol destul de important pentru societatea noastră, pentru a prezenta alternative, viziuni diferite, propuneri și așa mai departe, pentru a critica partidele parlamentare și guvernarea, însă nu cred că în așa măsură ca să schimbe jocurile politice la nivel de țară. Președintele țării este și comandantul suprem al forțelor armate. Vrem sau nu vrem, asta este realitatea. Viziunile diferite dintre domnul Dodon, noul președinte ales, și ministrul apărării actualmente, domnul Șalaru, sunt uneori diametral opuse. Cum vedeți dumneavoastră ajungerea la un consens și dacă se poate ajunge în aceste situații? Dacă noi o să încercăm să analizăm din punct de vedere a susținerii societății a domnului Șalaru și a domnului Dodon, atunci o să ajungem la o concluzie simplă. Domnul Șalaru a ajuns în Parlament fiind votat, dacă nu mă greșesc, de aproximativ 120.000 cetățeni. Nu poate fi o marjă de eroare, aproximativ 15.000 de oameni au votat pentru fiecare deputat. Iată, domnul Șalaru are o susținere concretă, 15.000 de oameni. Domnul Dodon are o susținere tot destul de concret, peste 840.000 de oameni. Eu cred că nu trebuie mult tare de explicat cine și cui trebuie să se supună, cine trebuie să respecte obligațiunile funcționale, cine trebuie să respecte Constituția, apropo, dacă o să vorbim puțin și despre oficiul NATO care va fi deschis la Chișinău. Pentru că dacă ești un ministru responsabil și vii în fața cetățenilor și le spui că legea trebuie să fie în capul mesurilor, iar tu trebuie să o urmezi, dar noi am văzut astăzi declarațiile lui un coleg de-al său, tot la fel de vestit în buna guvernare a ministerilor, care spunea că este impresionat în sens negativ de activitatea coruptă și dubioasă a domnului Șalar. Este vorba de Kerenciuc, da? Câteva săptămâni în urmă erau cei mai buni colegi de partid astăzi. Vedem care este situația. Și își retrag susținerea politică pentru acest ministru. Stați puțin. Cum vă retrageți susținerea politică? Dar Kerenciuc e departe de Șalaru? Dar Munteanu e departe de Șalaru? Deci aceste jocuri de a încerca de a distrage atenția cetățenilor nu sunt chiar plăcute. Cel puțin pentru noi, cetățenii care înțelegem că noi contribuim cu bani la existența țării noastre, la prosperarea acestei țări, dar până la urmă se primește că cineva acești bani îi fură. El ar trebui să respecte Constituția și să îndeplinească întru totul deciziile președintelui Republicii Moldova, pentru că dorește Șalaru sau nu dorește. Și oricine în țara asta. Așa scrie legea. Iar legea trebuie să stea în capul mesurilor. Și dacă este astăzi Dodon, înseamnă că Dodon. Dacă era mai, atunci trebuia mai. Și gata. Variante, eu cred, tare mult pentru Șalaru nu există. Domnule Roibu, haideți un pic să ne oprim la acest oficiu NATO pe care l-ați remarcat și dumneavoastră și să vedem în ce parametri legali sau mai puțin legali se încadrează el. Eu, fiți sigur că cei care organizează acest
acest exercițiu cu deschiderea oficiului NATO în Republica Moldova s-au gândit destul de bine la baza legală și argumentația din punct de vedere juridic, cel puțin așa la nivel superficial, o veți găsi. Dar dacă este să intrăm în esență, atunci nu ne trebuie tare mult ca să înțelegem că un articol din Constituție, un articol întreg stipulează că Republica Moldova este stat neutru, ceea ce înseamnă că noi nu întreținem legături militare cu alte state. Dar dacă noi nu întreținem legături militare cu alte state, spuneți-mi la ce rost nu întrebuie un oficiu întreg al NATO în Republica Moldova. Era de ajuns CID NATO, Centrul de Informare și Documentare, un oficiu destul de bun. Acolo se desfășurau cursuri pentru studenți, diferite instruiri și mai departe. Era ceva productiv pentru societatea noastră. Iar însă un oficiu întreg al acestei organizații militare în Republica noastră este de prisos, în viziunea mea. Nu trebuie să uităm că și majoritatea cetățenilor Republicii Moldova nu doresc ca Republica Moldova să devină parte sau cel puțin să apropie de această structură și eu, mi este greu să-mi imaginez cam cum un stat neutru ar putea să colaboreze cu structură militară cum este NATO prin intermediul acestui oficiu. Cum? Ce o să desfășoare ei? Instruiri militare? Adică este greu de înțeles. Eu, pe de altă parte, înțeleg că este și probabil promisiunea guvernanților actuali și este o cedare din partea lor în favoare la probabil memorandumul cu FMI. Este o cedare din partea noastră pentru a primi câțiva bani, să noi înțelegem că noi pierdem în acest caz pe ambele fronturi. Și în urma banilor împrumutați, care este pentru a acoperi gaura bugetară, și în urma deschiderii oficiului NATO. Pentru că noi, moldovenii, nu dorim nici să colaborăm, nici să ne implicăm în conflicte militare. Noi am avut cu părere de rău conflict militar pe teritoriul nostru, noi am tras o lecție destul de serioasă și dacă o să fie să analizați conflictele de același gen în spațiul ex-sovietic, atunci o să observați că conflictul transnistrian are niște urmări mult mai bune în sens social, da? Cum interacționăm noi cu cetățenii din Transnistria și iată, nu înțeleg nici aici frustrările celor care se revoltă asupra faptului că tocmai 17.000 de cetățeni din Transnistria au votat în Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale, dar ei cred că destul de rațional și încă forțat. Eu aș vrea să întreb cum forțat, dacă acolo era Transnistria este controlată de Șefciuc cel puțin până ieri și încă două săptămâni și este în desinteresul lor de a lăsa cetățenii să participe la alegerii Moldova atâta timp cât el, ca președinte, optează pentru independența Transnistriei și asta este o temă destul de exploatată în Transnistria, dar și atrage electoratul. Nu pot să înțeleg cum era forțat, adică cum noi forțat cineva din Republica Moldova era și forțat și aducea cetățenii la alegeri. Asta este aberație. Haideți să revenim un pic la ideea președintelui și la misiunea pe care o are domnul Dodon. Vreau să deschidem parantezele. Colaborarea dintre președinție, parlament, guvern. În ce măsură va fi una productivă? Eu cred că va fi o relație destul de dificilă, dar totodată cred că guvernarea va fi foarte atentă referitor la legile care le va adopta și care vor trebui să meargă la promulgare către președintele Republicii Moldova, pentru că înțeleg destul de bine că acum, cel puțin din informația care o posed și din presă și din alte surse, președintele Dodon se află la etapa consolidării echipei sale, iar domnilor a spus clar că societatea o să fie puțin impresionată despre componența, în primul rând, acestei echipe, dar și de faptul că majoritatea echipei nu face parte nici din staful său electoral, nici din echipa, din partidul din care deja a plecat. În președinție vor veni oameni profesioniști și atunci o să fie puțin greu pentru guvernare ca să promoveze anumite inițiative antipopulare, însă eu cred că președintele Dodon, de pe poziția ocupată în acest caz, va avea destul de pârghii și sper că va găsi o posibilitate legală și cât mai urgentă pentru a dizolva acest parlament, pentru că haideți să nu uităm că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova doresc alegerile parlamentare anticipate. Această guvernare nu se bucură de încredere societății. Nu trebuie să se mire nimeni absolut de ce a câștigat un candidat din opoziție alegerile prezidențiale, acolo unde puterea în parlament aparține altor partide. Relația va fi foarte dificilă, eu sper că nu vor apărea conflicte care se ducă la violență în societate și sunt sigur în asta, pentru că am auzit de mai multe ori declarațiile președintelui Dodon referitor la calm și la nedorința de a avea ciocniri în stradă, cel puțin, sau violență. Poziția aceeași era și referitor la evenimentele din 7 aprilie 2009,
Și eu sper că, iată, pe această cale vor fi evitate ciocnirile, însă sper să găsească și o posibilitate de a dizolva Parlamentul. Pentru că asta doresc oamenii. Foarte multe contraargumente se aduceau și în campania electorală, dar și pe parcurs pentru a dezbate și de a distrage atenția de la adevăratele problemele care se confruntă țara, raportat la politica externă. Președintele Dodon trebuie să fie și cu țările membre UE și în spațiu estic? E foarte interesant să urmărești cum mulți cetățeni care nu sunt inițiați și nu cunosc de fapt cum se desfășoară și cum activează oamenii în domeniul politicii externe, care sunt atribuțiile președintelui, care este rolul Ministerului de Externe, a Parlamentului și așa mai departe, dar se expun foarte activ la acest subiect. Deci președintele Republicii Moldova este obligat să continue dialogul politic și dialogul diplomatic, bineînțeles, cu colegii săi, cu absolut toate țările. Nu este președintele în drept și nu are el acele atribuții de a iniția sau de a schimba cursul extern de integrare a țării noastre. Da, el nu poate. El poate să vină cu propuneri, el poate să solicite Parlamentului să vină cu o declarație, să facă apel către națiune, dar bineînțeles că el nu poate schimba acest curs. Deci asta, în viziunea mea, sunt declarații nu chiar sănătoase, pentru că el este nevoit să conformeze legilor țării și el este nevoit, cel puțin ca un președinte care deja este cunoscut, se respectă pe sine, el va continua un dialog constructiv cu omologii săi. Și e vorba și de Iohannis, și e vorba și de Poroșenko, Putin și alți președinți. Raportat la Iohannis. Duminică am avut alegeri în România. Cunoaștem cu toții cine sunt cei care au învins. Până la urmă vreau să punem accentul pe ei și în cadrul acestei emisiuni. Se așteaptă o revigorare a stării de lucruri, un nou suflu în relațiile diplomatice dintre Republica Moldova și România? Haideți să cel puțin din informațiile pe care eu le posed, da. Partidul Social-Democrat din România va forma guvernul cu un partid mic. El încă nu a stipulat care, este evident că se duc negocieri. Cel mai probabil, în viziunea mea și reieșind și din contactele cu alți colegi și prieteni din România, acest guvern va fi format cu Uniunea Democrat-Maghiară din România. Uniunea Democrat-Maghiară din România este partidul minorității maghiare din România, care a luat 6,7%, dacă nu mă greșesc, la aceste alegeri. Și care evident că nu va susține un asemenea discurs, hai să-l numim unionist, în privința noastră, pentru că este absolut clar că în acest caz ei își obțin dreptul automat de a înainta un discurs unionist a Transilvaniei față de Ungaria. România, în viziunea mea, va trata destul de atent acest subiect și dacă noi, cel puțin până la 2012-2014, am avut în România politicieni care se exprimau destul de deschis și, în viziunea mea, deloc benefic în raport cu Republica Moldova, că acest stat ar trebui să dispară, atunci eu cred că acest discurs va fi schimbat. Va fi schimbat și cu cât mai mult timp va trece, cu atât mai bine, sper eu, relațiile între țările noastre se vor stabiliza și nu va fi nici departe dorința unii sau altei părți de a se influența reciproc. Și noi am văzut chiar și poziția președintelui Dodon, ce ar fi dacă noi, deci din Moldova, am finanțat mișcări separatiste în România privind reformarea Moldovei medievale. Este evident că România nu va accepta asemenea acțiuni din partea noastră, deci noi ar trebui să le acceptăm. Haideți pe final de emisiune să ne oprim un pic asupra politicii pe care urmează să o prezinte cel puțin pe termen scurt atât Parlamentul cât și Guvernul. Pornesc de la politicile pe teme sociale, dacă doriți. Ați menționat ceva mai devreme această idee foarte controversată până la urmă cu pensiile. Discutam și ieri în cadrul acestei emisiuni cu specialiștii în domeniu și îndrăznesc să vă întreb și dumneavoastră. Ideea acesteia a fost pentru a reduce numărul de pensionari în țara noastră, ideea genocidului social, pe cum au numit unii reprezentanți ai Partidului Socialiștilor, a fost o condiție a femeiului? Au fost anumiți factori care ne-au determinat? Sau totuși mergem pe ideea că în țările vecine, în țările europene, acest prag de pensionare este unul mai mare și atunci eram nevoiți, volens, nolens, ca să ne racordăm? Nu, haideți, eu nu știu dacă nu o să ne ajungă timp, da, în această emisiune. Mai avem câteva haideți minute. Să pornim de la aceea că noi alegem o guvernare
guvernare pentru... 4 minute, mai avem reușim. Noi avem, alegem o guvernare pentru ca ea să ne rezolve nouă problemele reale cu care noi ne confruntăm. Iată, în viziunea mea, problema reală cu care noi ne confruntăm este lipsa locurilor de muncă și nici pe departe vârsta de pensionare, nici pe departe. Și noi ne confruntăm cu probleme în acest domeniu, da? Vorbim despre formarea bugetului social doar din punct de vedere lipsei locurilor de muncă. Nu sunt întreprinde măsuri pentru ca să deschid locuri de muncă, să, pe de altă parte, să mărește pragul vârstei de pensionare. Da, este, sunt de acord, sunt practici europene în care vârsta de pensionare este mai mare. Haideți să analizăm în ce condiții au ajuns la acest prag, dar care este nivelul lor de viață, dar ce salariu au ei, dar este rentabil pentru un bătrân să mai lucreze încă vreo 5 ani sau nu este, este posibil pentru el sau nu. Nu, eu cred că Republica Moldova nu este nici pe departe în acele realități sociale și economice ca să-și permită să mărească vârsta de pensionare, iar nu urmă la asta să obțină careva beneficii. Asta este niște încercări de a mima reforme și de a mima o soluție la o problemă destul de serioasă, cum este problema expusă. Eu cred că ar fi trebuit să se concentreze mai mult și să se axeze mai mult pe reforma în domeniul economic, pe deschiderea piețelor de desfacere în Federația Rusă, pe negocierea cu agenții de la care noi cumpărăm atât gaze naturale, cât și curent electric, negociere privind prețurile la acestea, pentru ca să ușureze cât de cât traiul cetățenilor Republicii Moldova. Ei însă fac totul invers pentru a complica și eu am să mă întorc iarăși. Acestea nu sunt măsuri care ar fi trebuit să le promoveze o guvernare care pretinde a fi tehnocrat, așa cum pretinde guvernul Filip. Noi ne cecnim cu o realitate că acest guvern în care mai este și un ministru fără susținere politică, nu știu, nu înțeleg cum are loc, dar să fie fără susținere politică, dar să nu fie demis din funcție, adică cum, îl legi din capul lui mai departe. Iată, acest guvern, în loc să se ocupe de problemele ale și să depună eforturi și să meargă la unele situații chiar la măsuri mai drastice și să înceapă în primul rând cu ei, ei întreprind cele mai simple și ușoare măsuri care lovesc în primul rând în cetățean și care nu fac cinste unui guvern care pretinde a fi tehnocrat. Astăzi, colegii noștri din media au scris despre faptul că a mai urmat un șir de rețineri. Da? Vreau să vă întreb și să vă pronunțați asupra acestei idei în minutele care ne-au mai rămas. Face parte din o strategie de lustruire de imagine sau cum ar putea fi explicat? Eu probabil nu puteam să găsesc cuvintele dacă nu le spuneați dumneavoastră. Într-adevăr, este o lustruire de imagine pentru că noi înțelegem destul de bine și Republica Moldova, cel puțin Chișinău, nu este așa de mare ca să nu găsești oameni care lucrează în diferite instituții și care să-ți relateze realitățile din prima sursă și nu de la televizor. Noi înțelegem destul de bine că corupția în țara noastră este doar în ascensiune. Noi înțelegem destul de bine că această corupție este păzită de către guvernanți. Noi înțelegem destul de bine că este o imixtiune din afara sistemului în ceea ce ține administrarea treburilor publice. Și aici mă refer la oligarhi și la alte partide care sunt conduse nu-i clar de cine. Noi înțelegem toate aceste realități și nouă, pe de altă parte, la televizor ne se prezintă imagini frumoase despre rețineri, despre arestări, despre tot felul de acțiuni. Tot felul de acțiuni anticorupție. Eu nu cred în seriozitatea intențiilor organizatorilor acestor acțiuni, pentru că dacă ar fi fost o dorință reală de a schimba situația și de a nemici corupția, acest flagel în societatea noastră, atunci ar fi întreprinse măsuri de mari anvergură, unu, și ar fi început cu ei înșiși. Însă ei încep cu cei de jos și doar pentru a ne arăta nouă istoric, iată, CNA-ul lucrează, procuratura lucrează, este procuror nou care va da cazuri de rezonanță, așa cum domnul a spus. Noi nu avem nevoie de cazuri de rezonanță. Noi avem nevoie ca oamenii care încalcă legea în cel mai serios mod și la cel mai înalt nivel să fie trași la răspundere. Iar asta noi nu am văzut în afară de show-ul cu Vlad Filat, care a primit 9 ani. Noi nu am văzut alte acțiuni de anvergură, așa, care se poate să ne inspire nouă încredere că, într-adevăr, acest guvern este preocupat de problemele noastre, caută undeva să mai obțină încredere în viitor și faptul că și-au schimbat președintele partidului pentru că în 2018 devină cea mai mare forță în societate politică, asta nu va duce nimic la nimic. Domnule Roibu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan, în numele întregii echipe. Vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. O seară bună în continuare.